Sute de lucrări, fotografii, desene, colaje și machete pregătite de elevii sălășeni pe tema protecției mediului au fost expuse astăzi la sediul Bibliotecii Județene. Participanții la acțiune au avut șansa de a exprima mesaje către planetă. La final, organizatorii premiind cele mai inspirate și emoționante mesaje. La expoziția de azi au participat cu lucrări elevi de la diferite instituții de învățământ din județ, alături de reprezentanții Consiliului Elevilor și ai elevilor de la școala Simion Bărnuțiu, implicați în proiectul Ecoprovocarea. Potrivit Floricăi Pop, directorul instituției organizatoare, această săptămână este numită Săptămâna Verde și este marcată de Biblioteca Județeană printr-o serie de activități. Și acum, ca de fiecare dată, am încercat să organizăm o expoziție frumoasă cu albume de artă, în care sunt foarte frumos reprezentate toate nuanțele naturii și cu foarte multe cărți care vorbesc despre importanța mediului, despre ceea ce trebuie să facem noi pentru sănătatea lor, a tuturor celor care fac parte din natură. Și vorbim aici de apă, pentru că, poate știți, suntem în perioada în care a fost Ziua Mondială a Apei. În curând va fi și Ziua Mondială a Păsărilor. Importanța prețuirii acestor bunuri oferite de natură a fost accentuată de reprezentanții Agenției Județene pentru Protecția Mediului Sălaș, care au adus la expoziție o serie de materiale informative cu scopul de a marca Săptămâna Verde. Dorim să fie o săptămână verde, pentru că au fost mai multe evenimente din domeniul protecției mediului care marchează niște acțiuni la nivel mondial care au apărut ca urmare a semnalelor pe care natura ni le dă că o agresăm prea mult. Acest pământ pe care cu toții trăim și care cu dărnicie ne dăruiește toate resursele pentru a ne asigura o viață frumoasă, noi, din păcate, îl punem permanent în pericol. Au fost provocați să realizeze lucrări pe tema protecției mediului elevi din mai multe instituții de învățământ. Au răspuns pozitiv invitației atât cadrele didactice, cât și elevii care au realizat fotografii, desene, colaje și machete pe această temă. Noi am răspuns acestei provocări, am fost invitată de Biblioteca Județeană cu tema Pământul, Ora Pământului și Ziua Apei. Lucrând cu 600 de copii de la atâtea instituții, am realizat 100 de lucrări, din care 62 de bucăți sunt expuse în acest institut. Am vrut să reprezentăm curățenia, atât mai important faptul că prin artă ne putem explica foarte frumos și exprimarea este foarte importantă prin estetic. Copiii, pot să zic, au răspuns foarte frumos acestei provocări. Prin lucrări, eu zic și pot spune că au ajuns la maxim. Activitatea de astăzi a fost prima dintr-un șir de evenimente care se vor succeda pe parcursul acestei săptămâni. Mâine, copiii sunt așteptați la bibliotecă, începând cu ora 10:30, pentru a viziona o scenetă pregătită de elevii de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu din Bocșa.